Vremea devine mai răcoroasă astăzi în toată țara. Maximele se vor încadra între 13 și 23 de grade, cu cele mai ridicate valori în sud și în est. Cerul va fi variabil, iar vântul va avea intensificări în zonele estice. La noapte, cerul va fi mai mult senin în majoritatea regiunilor. Vântul va sufla moderat, iar precipitații slabe pot apărea izolat în centru. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 1 și 11 grade, ușor mai scăzute în Transilvania. În zonele joase va apărea ceața. În capitală, temperatura diurnă va scădea astăzi până la 21 de grade, dar cerul rămâne senin, iar vântul va sufla slab. În weekend se încălzește din nou. Maximele vor ajunge la 27 de grade Celsius duminică, iar cerul va fi mai mult senin. Minimele nocturne se vor încadra între 7 și 11 grade, iar spre dimineață vor fi condiții de ceață. La munte vremea va fi rece astăzi, cu cer variabil și temperaturi cuprinse între 7 și 15 grade. Sunt posibile și ploi izolate, iar vântul va sufla cu intensificări, mai ales pe crestele montane. Minimele vor fi cuprinse între minus 5 și 6 grade Celsius. În acest weekend, vremea devine mai caldă și mai frumoasă la nivelul întregii țări. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile vor urca la 27 de grade Celsius în Oltenia și Muntenia, iar minimele pot ajunge la minus 5 grade Celsius în depresiuni. Dimineața și noaptea, în zonele joase din sud și din est, se va semnala ceață.